Regim alimentar al lui Arnold Schwarzenegger. Deci, băieți, salut la toți! Astăzi, în acest video, după cum v-ați dat seama, o să fie regimul alimentar al lui Arnold Schwarzenegger. Tak, unde rămas? Deci, acum trebuie să facem micul dejun și apoi să plecăm la magazin și să cumpărăm toate produsele necesare pentru o zi lungă cu 6 mese pe zi. Asta este foarte mult pentru mine. Dar nu o să fie persoana care o să mă ajute, pentru că o să fie foarte mult de mâncat. Și da, haideți să facem prima masă pe astăzi. We're doing all right. When we are apart, we always do the same dance. Always on the fence, never making sense. Dejun, de bejun. Eu pregătit de bejun. Deci, băieți, am pregătit dejunul. Avem aici 3 bucăți de pâine uscată pe tigaie, în prăjite. 3 ouă întregi și 2 pahari de lapte. Mâncăm asta tot și plecăm mai departe. Da, și untru. Exact. În ziua de azi, ăștia, bătă cu ăștia, ne? Niște Olimpia. Eu am pintit cu ăsta mult în sală. Deci mult. Era tărbat. Da, e mai pintit. El mânca mult, dar și lucra. Mânca gumăș. Făcea asta nouă gheboasă. Always on the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. Ce miroase frumos. Trebuie pâine pentru sandwich. E așa mai plăcută, mai neagră, nu albă. Ce mă înțeleg? Poate? Parș, da. Parș. E prea mult. E prea mult. Nu trebuie jumătate de kilogram. Jumătate doar. Maxim 400 de grame de tocatură. Da, trebuie 400 de grame de tocatură de vită pentru a 5-a masă lui Arnold. El face burger. Am luat deja asta pentru un burger. Trebuie să luăm și tocatură. Și nu mai trebuie nouă să verdeață. Verdeață, am luat chicken. Nu știu să vedeți mai departe ce facem. Asta am bat capul și nu înțeleg. Păi să trebuie să bei 50 grame după asta să poți grei, că așa nu poți grei, dar ce înțeleg. Eu mă șineram. Ei, cum crezi, robot sau domnișoar? Domnișoar. Domnișoar? Apoi tare mult, dar nu trebuie așa mult. Îți cumpăr în altă parte. Ce îți cumpărăm legume și șandici. Nu, poate să-ți placă masa lui, nu, miesele lor, nu, ce să mănânci mai departe pe dânsul. Îți faci și să-mi iau 2 kg de farci? Da. Haideam să vedem cât e acolo. Ia așa. Svet. Caroce, ce e foarte frig. Nu arată câte grade, dar spre o minus... Cât, cum crezi? Minus cât? Minus? Crezi că e minus, da? Crezi că e 0 sau, da, sau minus 1? Nu cred că e tare mult. Că dacă ar fi tare minus, ar îngheța coardea, înțelegi? Eu dacă am fost de mult prin metru, așa mă uit la tăcerea, vreau să cumpăr tăcerea. Deci până la seama de nu vreau să cumpăr nimic. Da, îmi cumpăr asta aici, o bulcă și o cad carte. Păi și... Făceam încă mări. Și gata. Nu mă copt trebuie. Da, ca, poți să o iei pe și să o pui la fereastră, ca gutuia să te scoacă. Da, dar nu-i variant. Nu-i variant. Că la noi este și nu-l scoac. Da. Deci faci așa? Mult la Lega și Caval, asta e. Băi, nu te rei decât spre să fim politicoși în publicitate, băi, în public. În publicitate. Arnold nu spune ce brand. El precis nu-i lua din Moldova pe Caval. Sau ești. Poate de la dânsa. Asta e de la dânsa. Tax.
Все, asta o iau, spate? Spate-te-l adânsă, și-o pune înapoi. Spate-te-l adânsă, și-o pune înapoi. Nu mai să ne Deci, băieți, suntem la a doua masă, am făcut aici un sandwich din piept de pui, legume și un ou fiert și un pahar de lapte. Asta este a doua masă al lui Arnold, plus minus o oră, o oră jumate după prima masă. Deci, băieți, bine am găsit încă o dată și răzăză că suntem la a treia masă. Asta e plus minus uneva ora 1, deci la chel mănâncă peste fiecare oră. Și a treia masă este la noi un sandwich, ca o tartină cu cașcaval, o tartină cu carne, un fruct, la alegere și două pahare de lapte. Prea mult lapte și energie parcă nici nu am. Și vreau să vă zic că trebuie să mănânc asta. După asta de jos ne vedem la a patra masă, care să fie înainte de sală. Vreau să zic că el mânca des și puțin, dar acum vorbeam cu Danu că mesele sunt așa cu peste fiecare oră și mici și cu mult lapte, care eu nu înțeleg pentru că el trebuie atâta lapte. Asta este ultima masă înainte de sală, a patra, înțelegeți? El se antrena la amiază, plus minus pe la ori de 12-1 și el mânca 4 ori, peste fiecare ceas. Și să știi, facem și noi. Aici avem un ou fiert, câteva bucățele de cașcaval și două pahare de lapte. Precis că n-am să beau, am să beau numai unul și unul să-l bei Dan. Și gata, ne ducem la sală. Let's go to jail, motherfucker! Yep. Nu am energie. Nu pot merge normal, am făcut picioarele mai la altă. Ce asta, căcim? E cald, e bine. Sarumbasche. Ne zarebim. Sarumbasche, da. Băieți, am amestecat aici pre-workout. Să merg la antrenamentul Ghine. Pentru că energie nu prieste și am să astup prea în dus, nu se vadă. Șupiam. Let's go. Deci, băieți, cea mai plăcută masă care astăzi este asta este a cincea masă, burgerul după sală, pentru masa nabor, pentru masă musculară. Asta facem, ne trebuie cracker, ceapă verde, tucătură de viță și 3 ouă întregi. Let's go! Tot asta amestecăm, întâi punem crackerul, îl bătem.
am ales la nimereau. When we are apart, we always do the same dance. Always on the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. I'm not gonna be the one tonight. Don't wanna hear anything that you say. Your love is a game that I don't wanna play. So don't say you need me when I walk away. So many words, but they don't mean a thing. You blur the lines between love and obscene. So don't say you need me, cause we're not a thing. We're not a thing. Deci, băieți, aici avem 450 grame de tocătură de vită. Asta e mult. Poate Arnold face un burger mare, dar eu am făcut 3 mărânțele. Și destul de mășcat, eu nu știu cum am să mănânc. Asta este masa după sală, pentru ca să crească mușchii care ați forțat. Deci, băieți, e ora târzie deja. Eu am așteptat câteva ore să-mi fie iar foame. Ora 11 mai exact, dar nu mi-a arătat. La cât la 7 noi am mâncat a 5-a masă, asta a fost burger, după asta am așteptat 2 ore și tot mă simțeam plin. Vreau să vă zic că eu nu pot să mănânc a 6-a masă, acolo la Arnold avea, în a 6-a masă avea un shake spre niște proteine, asta 300 de miligrame de lapte, asta este o înghețată, așa un pahărel înghețat și mai avea acolo un ou crud. Și el atunci, pe atunci timpul și le bea lapte uscat, asta un loc de proteină. Asta adică un scoop de proteină, tot asta împreună amestecat și asta era ultima masă lui înainte de somn. Eu nu am chip să bag în mine pentru că eu sunt foarte plin cu lapte și cu acele două, acele burgerile, acele care le-am mâncat. Da, e o masă foarte turbată. Pentru un băiet simplu care se antrenează 2-3 ani, asta e foarte mult. Pentru unul ca și mine, care peste 4-5 ani, e normal, dar tot e greu. Și vreau să vă spun, din ce am mâncat, cum am simțit la sală, a fost un antrenament foarte puternic. Ne purtăm să am energie, dar am mers foarte bine, m-am pompat. Energie am avut la început până la sfârșit, adică chiar mai vreau și mai vreau să mă antrenez. Da, efect este. Laptele poate și face funcția, poate că am avut pre-workout la sală, nu știu, dar au mers foarte bine. În schimb, e foarte greu să bei asta lapte. Asta e cea mai greu. Și la dâns, alimentația se bazează mai mult pe proteine, pe grăsimi. Carbohidrații le dă la o parte mai mult. Cam asta e. Da, puteți să încercați că ați vă placă. Eu cred că ați vă placă. Deja ne vedem în următorul video. Dacă vouă nu vă este greu, puteți să scrieți în comentariu a cui regim alimentar vreți să-l vedeți următorul. Vă mulțumesc mult. Ne vedem deja în următorul video.